Te-ai gândit vreodată la ce bun electrocasnicele au Wi-Fi sau pentru ce acestea se conectează la telefon? Pentru ce frigiderul, mașina de spălat sau mașina de uscat rufe au nevoie de internet? Ce fac ele cu el? Iată, azi anume asta îți explic, dar scopul nostru de fapt este să înțelegem altceva. Cât de necesar este acesta? Cel mai popular motiv, sau motivul pe care cel mai des îl zic producătorii, este control și monitorizare de la distanță. Și atunci când vorbim despre aer condiționat, umidificatoare, dezumidificatoare, purificatoare, aspiratoare, robot, eu înțeleg. Acestea sunt responsabile de confortul tău și necesită minim implicarea ta. Dar pentru ce să conectezi mașina de spălat la telefon ca să o controlez de la distanță? Sunt sigur că ai văzut despre frigiderele astea care tu poți controla de la distanță când expiră termenul produselor din frigider sau ce produse îți lipsesc din frigider sau stai că îmi place. Poți vedea de la distanță când mașina ta de spălat a terminat de spălat rufele. Serios și eu ce să fac cu informația asta? Mai am de stat 5-6 ore la birou. Ok, mașina de spălat a terminat de spălat și cine pune rufele în cea de uscat? De la distanță. Eu nu fac asta. Dar iată următoarele trei motive, despre care se vorbește destul de rar, noi nu le acordăm suficient atenție, sunt mult mai importante. Prima e automatizare. E vorba de atunci când electrocasnicele au Wi-Fi, tu le poți integra în sistemele inteligente de casă și deja să le automatizezi anumite funcții, hai să zicem. De exemplu, îți dau doar câteva exemple. Să presupunem că preferi dimineața când te-ai trezit, cafeaua ta deja să fie gata. S-ai pregătit totul sara, din telefon, i-ai cerut cafeterei la o oră anumită să-ți prepare cafeaua. Vrei aer condiționat în casă? Nici o problemă, setează-ți aerul condiționat în așa mod, ca atunci când tu vei acasă, acesta deja să funcționeze, iar în casă să-ți fie confortabil de sigur. Mașina de spălat pe care o ai are și funcții de uscare, iarăși. Programează-o într-așa mod, ca aceasta atunci când termină de spălat, imediat să pornească și procesul de uscare. Acestea sunt, desigur, doar câteva exemple din propria experiență, dar lista poate continua încă cu 30, 40, poate chiar 50 de exemple, cu termostate controlate de la distanță, cu becuri smart și chestii din astea. Al doilea motiv e actualizări de software și funcționalități noi. Exact ca și telefonul tău, mașina de spălat, de uscat, frigiderul și orice altceva, primesc actualizări de sistem de operare pentru a primi și funcționalități noi. Imaginează-ți că ai o mașină de spălat relativ actuală, cumpărată, să zicem, 2-3 ani în urmă, dar între timp, producătorul a mai inventat o funcție nouă. Dacă mașina ta de spălat tehnic permite acest lucru, printr-o actualizare vei primi și tu aceste funcții noi. Conectivitatea Wi-Fi permite producătorilor să culeagă informații despre cât timp și cum electrocasnicele sunt utilizate. După care ei își creează anumite statistici. Să zicem, am inventat 10 funcții noi, dintre care doar 5 sunt utilizate, celelalte nimeni niciodată nu le pornește. Din cei care au mașina de spălat sau să zicem frigiderul conectat la telefon. Păi iată, ei își ajustează viitoarea strategie sau dacă putem să zicem așa, în funcție de aceste statistici. Dar chiar și în general, din start, în aplicația din telefon a electrocasnicului, tu vei găsi mai multe funcții disponibile. De exemplu, setezi temperatura frigiderului dacă știi că ai un anumit tip de produs în el sau pe mașina de spălat tu ai, să zicem, 20 de funcții de spălare din telefon cu aceeași mașină de spălat tu ai deja 40 de funcții de spălare. Și trei, economie de energie. Pentru că, cum am zis, electrocasnicul trimite informație către producător despre cum și cât este utilizat. Producătorul analizează această informație, trimite o actualizare a sistemului de operare, dacă putem să zicem așa, după care tu deja ai, ești mai flexibil în a-ți seta electrocasnicul sau funcționarea acestuia, în așa mod ca acesta într-un final să economisească din energie și să fie mult mai eficient. Ce vreau să zic în concluzie? Personal am două electrocasnice pe care le-aș putea conecta la aplicație. Sincer să zic, eu nu am făcut-o pentru că este absolut inutil pentru mine. Și nu pot spune că dacă tu îți vei cumpăra un electrocasnic fără Wi-Fi, nu vei putea spăla, nu vei putea usca haine, nu ți vei putea răci produsele alimentare și orice altceva. Dar, dacă vrei minuțios o să știi cât speli, cât cheltui pentru asta și să-ți ajustezi, hai să zicem, tipul de utilizare cu aceste electrocasnice, nu ezita și cumpără-ți anume din astea.